Ediția 8 a Galei Star s-a încheiat luni 29 aprilie, puțin după 20:30 a început festivitatea de premiere. Spectatorii au fost introduși în atmosferă de actorul Teatrului Municipal Bacovia, Bogdan Matei. Gala Iuda, dragă Gloria, știi ce premii ne așteaptă? Dacă v-a plăcut bufonul, mai poftiți și în altă gală. Adriana Bordeanu, de la Teatrul pentru Puțini București, a luat premiul One Woman Show cu spectacolul Infanta. Ștefan Ruxanda a convins juriul festivalului că merită premiul One Man Show cu producția independentă Ce ar fi dacă ar fi. Iar Otilo Harșani din Arad a plecat acasă cu 3 premii. Premiul Ștefan Iordache oferit de liceenii băcăuani, premiul oferit de actorii Teatrului Municipal Bacovia și trofeul Galei. Ultima zi de festival a fost încheiată de Eliza Drăgoi și Narcis Iustinianu.